Și următoarea invitată este interpretă, profesoară și scriitoare și vine din zona Bihorului cu toată bucuria și emoția primei întâlniri cu noi aici la Star Show. Irina Mihoc, bine ai venit! Bine v-am găsit! Irina se trage dintr-o familie iubitoare de folclor autentic, după cum vedeți, îmbrăcată în portul tradițional. Tatăl a cântat la vioare, iar mama a fost o mare iubitoare de tradiție. Da, mama mea a fost un mare rapsod popular. Horitoare, da, așa se numea. De la ea am învățat trăgănatele, care sunt genurile mele de suflet. Trăgănate? Da. Doine. Doine. Doinele, da. La noi se numesc trăgănate. Am înțeles. Da, așa am început eu să cânt. Și pe urmă m-am lansat la emisiunea Floarea din Grădină, cum era pe vremuri, am obținut trofeul și a fost urmat... Nu puțin, 42 de ani. Doar atât. Doamne, felicitări. Doar atât. Și mulțumesc. Vă mai spunem ceva despre Irina. A studiat vioara de mică. Da, așa este. Am studiat și instrumentul. Și scriitoare. Am încercat să... Faptul că eu am fost preocupată să culeg folclor din zona mea, am considerat să-l aștern, așa că am scris a cincea carte pe această temă. Să dea Dumnezeu să, când veniți data viitoare, să fie la a șaptea. Da, mai am în lucru și să ne țină Dumnezeu sănătatea, că... Într-adevăr, Irina, sănătatea, că e mai bună decât toate. Toate. Sănătatea e mai bună decât toate. Vreau să te întreb ceva mai personal. Cum te împaci cu vecina? Cu vecinele? Ca mai multe? Așa, da. Păi crezi că la țară se practică așa doar cu o vecină? Cu mai multe. Păi să treci pe uliță, pe la tăchigardurile, pe la mai multe vecine. Aceea știi tu. La tăti gardurile. Nu, dar eu mă gândeam că n-ai e una cu care întotdeauna te contrezi, știi? Păi eu vă spun că sunt mai multe, nu-i chiar una. Da. Salutăm toate vecinele Irinei. Așa, să le salutăm și pe vecini. Și pe vecini să le facem să-i salutăm. Eu îi salut. Bun, atunci, piesa Vecina, Irina Mihoc, o dedicație veritabilă pentru toate vecinele. Muzica! Vecină din mai pute, în loc de apă mai be, în loc de apă mai be, hai Lili și na-na-na. Hai Lili, da mâncare nu ți-o mânc, hai Lili, numai dragoste ți-o strâc, băutura nu ți-o beu. Numai bărbatul ți-l eu, numai bărbatul ți-l eu, hai Lili și na-na-na. Hai Lili, nu ți-l eu, nici nu ți-l las, hai Lili, numai vreau să-ți fac necas, ți-l eu numai cât o sară, să n-ai vecină chinială, să n-ai vecină chinială, hai Lili și na-na-na. Hai Lili, cine ești mi bărbatul, hai Lili, închigă-l cu lacătul, eu am cheie și-l descuiu, că doră drăguța lui, că doră drăguța lui, hai Lili și na-na-na. Bătrânească-o Dumnezeu, dar ce chiche mi-a și rău, dar ce chiche mi-a și rău, hai Lili și na-na-na.
ele nu scadu, dar nu ți las că mi-ești dragu, dar nu ți las că mi-ești dragu, hai Lili și na na na, ca bureți pe părău, nu ți las că ești a meu, nu ți las că ești a meu, hai Lili și na na na. Îmi place foarte mult la voi și eu vă mulțumesc. Sunteți deosebiți, niște mulțumim oameni minunați. Mulțumim mult de tot și bineînțeles că mulțumim și maestrului Muculescu care a ajutat la tobe acolo. Ați fost... Ați venit cu scaun. Dobaș. Venirul dobaș. Să putea fără dobaș. Așa e, nu? Da, sigur, la noi da, nu. Da, ce dobaș, dragă, ce dobaș. Da. Uite, mulțumesc. Și Mirela vă mulțumește pentru pălincă. Da, 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 aia e guța mea, nu mă duc fără ea nicării. Guță. De fapt, noi, e guță. Guță. E guță, e la guță. Sticlă. E guță. Iagă. E da. Guță. O să vă cânt și iagă mai târziu. Irina, trebuie da. Să vii data viitoare cu un dicționar să înțelegem și noi ce da. Spui da. Acolo. Da, eu clar am nevoie. Păi nu, să veniți voi la Bihor. A, păi să veniți să învățați, să vă familiarizați, sigur, sigur. Da, da, mulțumesc tare frumos. Mulțumim foarte, foarte mult. Cum ai spus, e vuță? Draga noastră. E guță. Diana e de guță. De la Iagă. Ia, ia de mâleagă. Iagă. Iagă master, am înțeles. Nu e, dragă guță, e Irina Mihoc. Mulțumim foarte mult, draga noastră. Mulțumesc și eu. Pentru intervenția muzicală.